So guys, oficial am reînceput challenge-ul de la 0 la 10.000 de euro pe lună în timp record. Și desigur, înainte să reîncepem acest challenge, vreau să clarific câteva lucruri. Motivul pentru care nu am mai postat sau nu am mai continuat atunci acest challenge e, în primul rând, pentru că am trecut printr-o perioadă destul de dificilă, complicată, experimentală și, în același timp, minunată din viața mea. M-am concentrat, în primul rând, pe business-ul meu principal, adică agenția mea, și a trebuit să fac mai multe îmbunătățiri acolo, a trebuit să lucrez mai mult în acel business în ultima perioadă, astfel încât totul să fie bine și să mă pot reîntoarce în timp record la acest challenge. Pur și simplu, nu m-am simțit eu ok cu mine să mă împart 100 de locuri și să încerc să le fac pe toate incredibile bine, pentru că știam oricum că nu o să-mi iasă. Nu o să intru neapărat în detalii, deoarece nu sunt genul să-și pele chiloții în public, totuși sunt mai pregătit și mai motivat ca niciodată să reîncep acest challenge și să vă pot oferi expertiza pe care mi-am creat-o în perioada asta și în ultimii ani și să vă împărtășesc printr-un challenge foarte distractiv. De asemenea, marele premiu în valoare de 10.000 de euro și weekendul întreg cu mine sunt încă valabile. Valabile pentru cei care s-au înscris la acest challenge și s-au utilizat de informațiile pe care le-am furnizat până acum și pe care le voi furniza în continuare. Dar da, mă bucur nespus de mult că mă pot refocusa din nou pe a crea conținut pentru voi, pe a oferi un plus de valoare, mă bucur că mi-am recăpătat 100% sănătatea și sunt 100% să mă dedic aici, iar pentru acest lucru vreau să mulțumesc pentru tot suportul arătat, pentru toată grija pe care mi-ați arătat-o pentru acest challenge, deoarece am primit o grămadă de mesaje, însă we are back și suntem înapoi să facem o treabă minunată, creând o agenție de la zero din România. Pentru episodul 3 am pregătit pentru voi o sesiune live de cold calling. Am ales cold calling deoarece, în primul rând, e cel mai dificil și cel mai ușor mod prin care să testezi dacă ai cojones, dacă ai încredere în tine. Știu că majoritatea dintre voi o să muriți în fața telefonului încercând să sunați potențial clienți, but vreau să vă arăt că se poate, nu e atât de dificil și faptul că și eu primesc nu-uri și nu sunt întotdeauna 100% coerent cu cuvintele mele, but astfel învățați, astfel învăț și eu să fac din nou pentru că nu am mai făcut-o de foarte mult. Actually, o să vă arăt câteva videoclipuri pe care le-am filmat chiar în iulie. Apoi am programat meeting-uri, dar nu am participat la acele meeting-uri deoarece am vrut să mă concentrez, cum am spus, pe business-ul meu principal. Însă acum că business ownerii au venit din vacanțe sau o mare parte dintre ei au venit înapoi din vacanțe, e timpul să facem o grămadă de bani. By the way, dacă îți place seria asta, nu uita să apeși butonul de like și subscribe. Asta mă va motiva de 1.000.000 de ori mai mult să o prioritizez în calendarul meu și să ajungem la cei 10.000 de euro pe lună în timp record. Știu că foarte mulți dintre cei care fac cold calling au un fel de priming, să pregătesc mental, să zgudie, fac exact ca în Wolf of Wall Street, dar eu personal prefer să țin lucrurile cât mai simplu posibil și să mă apuc de sunat cât mai repede posibil. De asemenea, în timp ce fac cold calling, voi avea în față de fiecare dată website-ul lead-ului pe care îl semnez, astfel încât să-mi dau seama dacă informațiile pe care le-am strâns ieri sau alaltă ieri sau toată săptămâna asta încă sunt de actualitate, adică dacă încă fac reclame, dacă nu și-au schimbat cumva website-ul, etc. Obiectivul e să fiu cât mai updated și să nu spun baliverne în singura șansă pe care o am să vorbesc cu el. Mi-am setat toate detaliile aici, după cum puteți vedea avem nume, prenume, titlu, companie, website, email, telefon, alt telefon, număr de angajați, industrie, Facebook, Instagram și adrese și alte notițe, ok? De asemenea, încă un mare disclaimer, o să-mi fac temele mai bine, dar nu prea cred că o să divulg numele sau efectiv numerele lead-urilor pe care le sun, pentru că efectiv cred că nu-i tocmai legal. Nu o să blurez vocea lor, nu o să modific sau ceva, pentru că oricum numele astea sunt publice, totuși nu vreau să ajung la tribunal cu nimic. Dar da, o să cer să arăt cât pot de mult să arăt, dar o să mențin lucrurile de asemenea cât mai legal posibil. Să vedem primul număr de telefon. Alo. Bună ziua. Discut. Discut cumva cu domnul? Nu, greșeală. Ok, mulțumesc. Bună ziua. Discut cumva cu doctor Ioan Lascăr? Da, vă rog. Bună ziua. Știu că sunteți foarte ocupat și nu vreau să vă rețin din treaba dumneavoastră. Numele meu este Rareș și motivul pentru care v-am sunat este că am văzut că website-ul clinicii dumneavoastră nu funcționează. Și mă gândeam că... Nu sunt în București, sunt plecat ceva pentru o comisie în provincie și personal are liber cu ocazia asta. Vă rog, spuneți. Am văzut, dumneavoastră, în momentul de față, aveți cumva capacitatea maximă la clinică?
Da, întotdeauna am capacitatea maximă. Sunt achizitate, sunt pentru o comisie de evaluare în produs. Am observat că nu rulați reclame pentru clinica dumneavoastră și noi suntem parteneri de creștere, lucrăm cu clinici medicale și practic le ajutăm să își crească cifra de afacere prin promovare digitală și sunt sigur că faceți o treabă minunată, motivul pentru care v-am sunat, că consider că aveți o oportunitate minunată să vă creșteți afacerea, să serviți. Nu adresă de mail, credeți-mi să vă ce oportunități puteți oferi. Dumneavoastră sunteți din Comănești? Da. Și eu sunt din Comănești, sunt... Nu credeți că ar fi mult mai ok, nu știu, să vă sun poate când aveți mai mult timp, pentru că un e-mail se pierde ușor și poate să pur și simplu să programăm un meeting pe Zoom de și să... Ce nu pot să promit pentru că programul meu este încărcat și neregulat și o vreau cu tine. De aia prefer varianta cu mail și când am timp îmi studiez mail-urile și ce mă interesează selectez. Perfect, atunci. Îmi puteți... Ok. În regulă, vă mulțumesc foarte mult. O să vă trimit acolo și dacă considerați că e valoros pentru dumneavoastră, aștept un răspuns. Mulțumesc. Vă mulțumesc. O zi frumoasă în continuare. La revedere. Nu mi-am dat seama că e din Comănești. Suna puțin cunoscut, dar... Scut, foarte ușor să-i găsesc contactul, foarte treabă, spuneți, all good. Din păcate, e-mail, nu o să mă opresc acum din a face chestia asta, nu vă recomand și vouă, e cam waste of time. Ați văzut acolo că am încercat să dodge the objection, dar nu s-a putut. Let's see. Alo, da, bună ziua? Bună ziua, vorbesc cu doctor... Da, la telefon, cu ce să vorbim? Aveți un minut la dispoziție, știu că sunteți foarte ocupat, nu vreau să vă țin din treabă. Spuneți. Deci, în primul rând, vreau să vă felicit pentru tot ceea ce faceți o treabă minunată. Și mulțumesc. Exact din acest motiv am sunat. Consider că faceți o treabă foarte bună și puteți faceți o treabă mult mai bună în mediul online. Numele meu este Rareș, suntem parteneri de creștere cu clinici estetice. Pentru numărul de pacienți și cazuri de succes pe care le aveți, numărul de review-uri pe care le aveți pe Google sau faptul că nu faceți reclame, consider că e un mic dezavantaj pentru afacerea dumneavoastră și practic... Pe asta zicem, da. Pentru medici începători, probabil, vă spun eu, da? Așa, pentru mine... Cum vă spun, adică e ok pentru mine, adică nu stai să fac reclamă eu. Nu vă gândiți să vă creșteți afacerea, să luați mai mulți pacienți? Nu e vorba ca să cresc, că am pacienți. Sunt sigur de asta, sunt sigur. Am pacienți, dar dacă o să fac și reclamă și așa, vă dați seama, nu să am viața, cum se spune. Să mă gândesc eu, de unde sunteți dumneavoastră? Eu sunt, eu sunt din București, stau foarte aproape de clinica dumneavoastră. De asta și v-am sunat, că am auzit dumneavoastră... Dacă vreți, eu întotdeauna, când așa, eu vreau să stau de vorba față în față, persoana respectivă, mă înțelegeți? Adică să veniți să vedem exact ce faceți și nu știu ce, nu online, nu știu ce, nu. Eu vreau să văd persoana respectivă, să discut, să mă oferă exact nu știu ce. Și atunci bat în palma, nu cum nu mă sună din Cluj sau din Timișoara online. Nu, mulțumesc, n-am nevoie. Clar. Păi mi-ar face mare plăcere. Acesta este numărul... Adică, da, nu știu când iasă mâine, cum nu sunt la clinica, să ne vedem să vorbim sau... Mi-ar face mare plăcere, putem să vorbim la o masă dacă doriți. Nu, vă pot veni la clinică, nici nu. Sau chiar la clinică. S-a sunat luni, da? Luni s-a sunat și să stabilim pentru săptămâna viitoare, să fie marți sau miercuri, să fie să stăm de vorba, e ok? Mi-ar face mare plăcere, totuși chiar sunt plecat în Turcia și de asta... Plecat,
Da. Doar că pur și simplu mi-ați venit printr-o recomandare. Noi ne ocupăm de asta de ceva timp și până acum am lucrat cu clinici estetice din... Da, când v-am întoarceți înapoi, nu e niciun fel de problemă. E în regulă așa? Ce anume? Dacă vă sun săptămâna următoare și să stabilim o întâlnire? Da, asta e, iau că următoarea săptămână o să plec în concediu, asta era ideea. Și v-am întors pe în august, în sfârșit. Ne auzim atunci, na. Am înțeles. Vă spun că noi facem oricum tot online. Dacă nu putem, poate ne întâlnim fizic, poate ne putem întâlni pe un FaceTime sau pe un Zoom în care să vă prezint practic o prezentare pe care o putem face pentru... Știu, dar eu vă spun, vreau fizic, nu vreau online. Da, nu. Vă înțeleg perfect, mai ales că stau foarte aproape de clinică, doar atât, că nu prea ne... Dacă acum sunt dezinfectat, rămâne dacă e să ne auzim după concediu. Atunci cel mai bine. Acum, dacă să fii concediu, na. Adică știți cum e. Adică cel mai bine când mă întorc, ne auzim pe 20 august. Așa cum să fii la o să fiu atunci, iau la gând, când puteți dumneavoastră, stabilim și ne vedem să discutăm. În regulă atunci. Vă mulțumesc foarte mult pentru timpul acordat. Mulțumesc și eu. Și vă urez un concediu minunat. De cine în legătură? Mulțumesc ca asemenea. Mulțumesc că numai bine. La revedere. Fucking fizic. Asta aud din ce în ce mai des. Ok, next. So, ca să înțelegeți cum de doar din două apeluri deja am some replies. So, în primul rând, am ales să nu contactez numărul de la clinică. Foarte mulți începători fac asta. E foarte greu să treci de gatekeeper pentru că efectiv ei sunt antrenați să nu-ți răspundă. Dar atunci când efectiv sunt numărul personal și sună așa puțin mai la finalul zilei în care ori sunt pe drum, ori sunt în mașină, ori ceva genul, șansele mult mai mari să aibă și cât sunt trafic, ori plictisesc, șansele mult mai mari să chiar să fii dispus să te asculte. Totuși, am sunat aici câteva care au program mai lung și nu prea răspund la chestia asta cu program mai lung. Hai să încercăm pe doctor. Da. Bună ziua, vorbesc cumva cu doctor. Eu. Aveți un minut la dispoziție? Vă rog. Numele meu este Rareș. Suntem parteneri de creștere în industria de clinici estetice și motivul pentru care v-am sunat e pentru că, în primul rând, faceți o treabă minunată și, în al doilea rând, pentru că faceți o treabă minunată, considerăm că vă putem ajuta să vă creșteți numărul de pacienți, iar dacă nu o facem, nu ne plătiți deloc. Vă interesează lucrul ăsta? Dați-mi pe WhatsApp, vă rog, să văd ce faceți și dacă e cazul, vă sun. Nu credeți că e mai bine să programăm un apel pe Zoom? O să fie maxim 10 minute în care vă pot prezenta o... E greu, credeți-mă. În regulă, atunci. Ăsta e numărul dumneavoastră? Da. Perfect. Atunci o să vă dau mai multe detalii pe WhatsApp și... Dați-mi detalii pe WhatsApp și dacă nu înțeleg ceva, vă mai scriu. Da, dacă considerați dumneavoastră că e valoros, mi-ar face mare plăcere să ne auzim la un Zoom în care să vă pot prezenta practic ceea ce facem. Ok. Vă mulțumesc mult. O zi frumoasă. Și mulțumesc. La revedere. Ok, WhatsApp. Filmând acest episod din challenge și făcând live cold calling, mi-am dat seama că acest cold calling nu e chiar pentru toată lumea și ar fi foarte urât din partea mea să nu arăt și celelalte metode prin care puteți face outreach. Desigur, în episodul al doilea am menționat de faptul că există 3 metode principale prin care vom face outreach. E cold calling, cold DM și cold email. Motivul pentru care am ales cold calling este datorită faptului că primesc un răspuns instant. Sunt un om, îi spun scriptul, îl întreb dacă este dispus să-și crească afacerea și dacă este interesat să aibă o discuție cu mine și primesc instant un da sau un nu. Însă, celelalte două metode, cold DM și cold email, sunt mult mai potrivite pentru începători, deoarece nu ai nevoie neapărat de o abilitate dezvoltată de a vinde. Nu o să spun că nu am fost deloc inconfortabil sau că nu am simțit o mică frică atunci când am început din nou să fac cold calling, pentru că nu am mai făcut-o de foarte mult timp și asta se întâmplă că nu ai repetiție. Dar, dacă totuși nu vrei această opțiune, nu vrei să faci cold calling, pur și
simplu, nu simți. Simți că ai nevoie să ai tonul perfect, să spui scriptul perfect și pur și simplu crezi că asta nu e pentru tine. Mai există două metode. Și pentru aceste două metode, vreau să arăt exact cum e procesul și cum le puteți pune în aplicare. Cold email-ul este o metodă foarte bună de outreach pentru cei care sunt calificate din punct de vedere a criteriilor pe care le-am menționat în ICP, adică în Ideal Client Profile, atunci șansele tale ca să programezi meet-uri din lead-urile respective cresc enorm. De asemenea, un lucru de menționat aici este faptul că dacă vrei să automatizezi procesul de cold email, vei avea nevoie de câteva investiții. Vei avea nevoie să cumperi mai multe domenii de email și să scriezi business emails, vei avea nevoie de un software pe care să-l plătești, căruia îi va crește prețul în funcție de câte email-uri trimiți. Așa că software-ul pe care îl utilizez în prezent pentru acest challenge se numește Instantly. Instantly e un tool foarte bun de B2B lead generation și practic ce am făcut aici pe Instantly e, i-am dat o listă de lead-uri, însă, again, un lucru foarte important de menționat este faptul că înainte de a pune lead-urile în secvență, înainte de a crea o secvență de email, am cumpărat niște email-uri de business pe care le-am pus la încălzit pentru cel puțin 2-3 săptămâni. Dacă nu faci acest lucru, email-urile tale se vor duce în spam și vei avea un open rate foarte, foarte mic. Așa că, odată ce îți setezi un email de business și e foarte easy, s-o grămadă de tutorial despre asta, pentru fiecare email de business poți trimite maxim 20-30 de email-uri pe zi, astfel încât să nu risci să intri în spam și să fii blocat de foarte mulți oameni. Iar asta desigur va afecta rata de deschidere a email-urilor. Imediat după ce setezi software-ul, care va dura undeva la 2-3 săptămâni, în acest timp cel mai bun lucru pe care îl poți face este să faci sourcing de lead-uri. Chit că le cumperi, chit că le găsești manual, chit că le iei de pe listă firme sau folosești alt software, din câte știu, Instantly a creat un software de lead generation. Deci, ocupă-te de partea asta, iar odată ce ai lead-urile și încerci să califici majoritatea lead-urilor, poți crea o campanie. Pe această campanie vei uploada lead-urile ca apoi să creezi o secvență de e-mail-uri. Din experiența mea, o campanie cu o secvență de 6 e-mail-uri e cea mai optimă, deoarece avem un e-mail principal în care ne prezentăm și menționăm ceea ce le putem oferi și apoi avem încă 5 e-mail-uri care sunt trimise odată la o zi, odată la 5 zile, odată la 6 zile sau cum le avem aici optimizate, odată la 8 zile, odată la 5 zile și odată la 30 de zile, astfel încât să putem face follow-up și să ne asigurăm că persoana care primește e-mailul de la noi să le vadă și să nu fie pierdute în inbox-ul lor. Deci, follow-up-urile sunt incredibil importante. Dacă nu faci follow-up-uri, va fi incredibil de greu pentru tine să valorifici fiecare lead în parte și vei lăsa foarte mulți bani pe masă. Iar dacă vei încerca să faci chestia asta manual, va fi foarte, foarte robotic și foarte enervant și plictisitor. Așa că Instantly e un tool foarte bun. Mai există un tool numit Lemlist, care este foarte asemănător. Le-am folosit pe ambele, le recomand pe ambele, nu am ceva cont de afiliat sau etc. Pur și simplu, imediat după ce faci o campanie, îi faci un schedule, actually o să vă las un script cu care puteți să lucrați și să dezvoltați o campanie. Apoi faceți un schedule pe zile în care vreți să trimiteți e-mail-urile, mențineți luni, marți, miercuri, joi și vineri și în weekend. Nu e neapărat musai, dar pentru că open rate-urile clar o să fie mult mai mici și aici setăm și timing-ul în care trimitem aceste e-mail-uri, de la 9 PM la 6 PM. Tot ce facem după este să dăm options și apoi să dăm drumul la campanie. Pe lângă această opțiune avem opțiunea de cold DM, în care tu utilizezi de platforme de social media precum LinkedIn, Instagram, Facebook, grupuri de Facebook, Twitter, etc. Îți creezi un cont bine optimizat în care să ai o poză de profil clară, să ai un bio foarte clar cu ceea ce te ocupi și niște poze foarte profesionale la modul în care să arăți natural, cât și să arate că arăți un plus de valoare în industria respectivă. Puteți face asta cu un cont personal sau cu un cont diferit, totuși aveți grijă deoarece atunci când aveți un număr mic de urmăritori, cel mai probabil veți fi ignorat. Așa că concentrați-vă să creați și content în direcția asta dacă vreți mai mult succes pe partea de cold DMs. O să vă las un script aici cum să-l faceți, pur și simplu va trebui să căutați persoanele prin search bar, de exemplu, dacă sunt clinici, dacă sunt medici, dacă sunt chiropractor, dacă sunt, nu știu, instalatori, îi căutați prin keywords, prin cuvinte cheie, prin search sau puteți folosi tool-uri precum Sales Navigator din LinkedIn și găsiți cât mai multe lead-uri cu care să vă contactați și le dați un follow, le dați un mesaj în DM, le dați un like la o poză și un comentariu și le spuneți că, oh, ceva drăguț și apoi spuneți că i-ați dat un mesaj în DM. Asta e de departe cea mai simplă metodă. Totuși, pentru a avea foarte multă eficiență în această metodă va trebui să faci mult, mult volum și desigur va trebui să testezi
cu mesajele pe care le trimiți. Acum, eu primesc în fiecare zi o grămadă de mesaje de la oameni care fac cold DMs și scriptul lor de cele mai multe ori sunt foarte proaste. Cel mai bun lucru pe care îl poți face aici e să keep it simple, să înțelegi că nu vrei să pierzi timpul omului și să fii foarte direct cu valoarea și oferta pe care vrei să o faci sau cel puțin să arunci la fileu niște probleme la care tu să răspunzi și să vii cu o soluție. Acestea fiind spuse, asta a fost ca un cutscene pe care l-am filmat după partea de cold calling, astfel încât să vă pot ajuta și pe partea asta, să aveți o idee că există și astfel de posibilități de outreach pe care le puteți pune în aplicare și cu care puteți semna clienți. So guys, sper că v-a plăcut și v-a ajutat episodul 3, aka revenirea în acest challenge și de asemenea vreau să vă amintesc că voi oferi marele premiu în valoare de 10.000 de euro plus un weekend între cu mine, primei persoane care atinge 10.000 de euro pe lună cu propria agenție utilizând informațiile din acest challenge într-un time frame de 90 de zile. Inițial am început challenge-ul în iulie, dar din cauza faptului că acum am reînceput challenge-ul, voi da un time frame de 90 de zile persoanelor care încep acum de la zero sau din iulie de la zero și îmi pot arăta un screenshot foarte clar și la finalul acestor 90 de zile să aibă o dovadă clară că a atins cei 10.000 de euro într-o singură lună de la începutul challenge-ului până la data de finalizare. Cum am mai spus înainte, vreau ca acest challenge să reprezinte o unealtă pentru voi, un ghid, astfel încât nu doar să vă motiveze să vă apucați de treabă și să vă arate că este posibil, ci de asemenea să vă ofere pașii concreți și practici prin care să vă puteți crea propria agenție online profitabilă. Modelul ăsta de business mi-a schimbat viața mie, modelul ăsta de business a schimbat viața a multor altor persoane care au lucrat cu mine și din mediul online și puteți vedea aici o grămadă de rezultate a studenților noștri, așa că chiar sper că ceea ce facem aici va ajuta pe cât mai mulți dintre voi și de asemenea pentru că am postat ultimele două episoade acum ceva timp, episodul 1 și episodul 2, o să le las aici pe ecran, puteți da click și să revizuiți informațiile și să le împrospătați astfel încât să fiți fresh și să se lege totul cap la cap cu ce am spus în episodul acesta. Eu am fost Dragi Gaitan, nu uita să apeși butonul de like și subscribe și să-mi dai un follow pe celelalte rețele de socializare și ne vedem în videoclipul următor sau în episodul următor din 10K Challenge.